ideea este că... Salut! A început războiul. Ne luptăm pentru marele premiu. Unul dintre noi o să adune cea mai mare gașcă de prieteni într-o lună întreagă. Ne plimbăm prin toată țara. Și treaba tare este că ăla care o să câștige dintre noi și care adună cea mai mare gașcă va pleca într-un loc pe care și-l dorește foarte tare. În cazul în care câștigă echipa mea, o să merg la Formula 1 într-o cursă să văd pe viu piloții alături de un om din gașca mea care poate să ne apă cineva pe. Sau, dacă câștigă și Robel, poate să meargă la cel mai tare festival de muzică din lume. Sau, dacă câștigă Ionuț, poți să mergi la un meci de-a lui Real Madrid pe Santiago Bernabeu. Tu îți dai seama cât de nașpa ar fi în prima zi de împărțit pliante și Robel să nu aibă astea la el? Tu îți dai seama cât de mult l-ar da în spate și cât i-ar răni această campanie? N-aș vrea să fiu în locul de asta, cu ultima. Da, cred că ar fi groaznic. A few moments later. Și numai pe mine, fiindcă mie mi-au furat cartonașul, ce mi-au furat. Le-am uitat, n-am vrut. E chestia asta că fetelor le place Formula 1. Credeți-mă, e foarte tare. Și avem un concurs foarte stupid, încercăm să ne dăm seama cine are cei mai mulți prieteni. Cel care are mai mulți prieteni la final, care adună cea mai mare gașcă, are șansa să ia un prieten de mânuță sau o prietenă și să vină cu mine la o cursă de Formula 1. Pe bune. Hei, salut. Ionuț sau eu sunt Ionuț. Nu știu ce v-a zis Bogdan, dar este fals. Mă bucur că nu puteți să intrați în echipa și Rubel. Uite, te-am prins la fix. Te-am prins la fix pentru că nu ați vrea să mergeți cu mine la un meci de lui Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Cursă de Formula 1, gândește-te. Și dacă eu aș reuși să fac cei mai mulți prieteni, aș merge la un mega festival, unul dintre cele mai tare festivaluri din lume. Și Rubel? Salut! Anyway, vă scrieți în care echipă vreți. Codurile sunt unice. Bă, mă supăr.